Era odată, prin anul 2000, o fată care abia se logodise, iar nunta era peste 2 luni, cum abia se mutase în noua casă a logodnicului ei Jack, Rose începuse să inspecteze cu atenție fiecare colțișor al fiecărei încăperi. Ce face viitoarea doamnă Smith? Controlam puțin să mă obișnuiesc cu casa. Foarte bine, iubito, dar orice ai face să nu te duci în pivniță. Bine, dar de ce? Sunt niște construcții mai vechi și sunt cam instabile. E periculos. Bine, spuse Rose fără să-i dea prea multă atenție. În următoarele săptămâni se anunță câte o fată dispărută în ziar. O, Jack, uite altă fată care a dispărut în ziarul de dimineață. Nu e nimic scumpo. Cine știe unde fug și familiile lor le dau dispărute. Dar asta este din orașul nostru. Nu te îngrijora, iubito, o să am eu grijă de tine. După câteva zile, pe Rose o ardea curiozitatea să vadă ce se află în pivniță, deoarece simțea că ceva nu e în regulă. Așa că, în seara când Jack plecase la muncă, Rose își luă inima în dinți și coboră în pivniță. Acolo nu văzu nimic instabil, dar când aruncă o privire mai adânc, în încăberea întunecoasă, văzu cadavrele celor 5 fete. Erau desfigurate și gata să fie îngropate. Lângă fiecare cadavru era un sicriu de lemn în care se afla câte un bilet de răscumpărare al cadavrelor. Deci Jack face asta. Logodnicul meu face asta. Începuse să plângă Rose. Da, scumpo, dar acum că ai aflat asta, trebuie să pățești și tu la fel. Spuse Jack cu o voce rece, tremurând, cum Rose nu mai auzise din gura lui. După câțiva ani de la asta, Jack se căsătorise și avea o nevastă și o fică. S-a lăsat de crimă. Viața lui era perfectă, până într-o zi când își găsește soția și copilul morți pe jos, cu un bilet lângă ele pe care scria, eu am fost. Crezând că este mâna vreunui criminal, Jack scoate telefonul pentru a suna la poliție, dar își dă seama că e degeaba când își văzu fosta soție coborând pe scări. De ce ai făcut asta? De ce pe ele? De ce nu pe mine? Țipa el, plângând, pentru că am vrut să-ți suferi înainte să îți vină rândul. De atunci, fiecare familie care se mută în acea casă dispare fără urmă. Apoi, cadavrele lor apar în pivniță, cu bilete de răscumpărare în sicrie. Poliția nu a putut rezolva cazul nici în ziua de azi.